chiar de multe ori pe mine nu mă impresionează aproape nimic. Dar voi, tot ce văd aici, aproape că mă lasă fără cuvinte. Încep prin a vă spune, bine ați venit la Roșia Montană! Cei care spun că Roșia Montană nu are viitor se înșală amarnic. Roșia Montană are viață! Roșia Montană va fi liberă! Și Roșia Montană va dăinui în vecie! Eu cred și vreau să vă spun, nu sunt singurul care crede în libertate. Toți de aici cred în libertate, în viață și în cultură. Toți sunteți eroi. Toți sunteți cei care sunt ca un ghimpe în fața mafioților, în fața corupților. Acest festival, ca pasărea Phoenix în fiecare an, arată că poate să-și ridice oricând aripile să zboare. România asta, pe care trebuie să o construim împreună. Eu mă gândesc și la copiii mei, nu știu dacă voi vă gândiți. Vă gândiți la copiii voștri și la viitor? Excelent! Vreau să transmit încă o dată un mesaj tuturor celor care au venit aici, care ne urmăresc din umbră, că nu vom fi niciodată îngenunchiați aici la Roșia Montană! Este reduta numărul 1 din România! Și sunt sigur că s-a vorbit și alte redute, de acolo de unde veniți fiecare din toată țara. Roșia Montană, salvați Roșia Montană!